Tort de ciocolată. 100 grame unt, 100 grame zahăr, 100 grame ciocolată și 100 grame migdale sau nucă, 50 de grame făină, 2 ouă, un vârf de cuțit portocale zaharisită fină, un vârf de cuțit scorțișoară, un păhărel de rom, un plic zahăr vanilat, ananas frișcă. Se freacă foarte bine untul cu zahărul, se adaugă gălbenușurile și se bate bine, apoi se adaugă migdalele, ciocolata, romul, făina și albușurile bătute spumă, zahărul vanilat și scorțișoara. Se împarte compoziția în două și se coc două blaturi sau se coace numai unul și se taie la mijloc pe orizontală. În mijloc se pune cremă sau marmeladă de caise. Se garnisește cu bucățele de ananas și cu frișcă. Este minunat!